Bună ziua, sunt Tatiana Andrieș și astăzi din nou mă voi adresa doamnelor nou începătoare în această artă a croșetatului. De această dată vreau să lucrăm împreună acest puișor. Spun acesta pentru că modelul este egal, dar firele pe care le-am folosit au fost diferite. Acesta mare este lucrat cu firul acrilic, iar acesta mai mic este lucrat cu firul Bravo și cu firul cristal. Deci grosimea este diferită, de aceea și puișorii sunt unul mai mic și celălalt mai mare. Eu vi-am prezentat pe amândoi, în felul acesta faceți diferența de mărime și dumneavoastră veți lucra cu firul cu care doriți sau pe care îl aveți disponibil. Eu acum, de moment ce v-am prezentat viitorul proiect, vă voi prezenta materialele cu care vom lucra. Deci, așa cum vă spuneam, pentru puișor, propriu-zis, am lucrat cu firul cristal, iar pentru coarja oului am folosit firul Bravo. Apoi vom avea nevoie de un pic de fir roșu. Eu am lucrat cu macrame numărul 5, firul de macrame numărul 5. Vom avea nevoie apoi de un pic de melană pentru a umple puișorul. Vom avea nevoie de foarfece. Vom avea nevoie de ochișori. Eu îi voi folosi aceștia cumpărați. Îi voi lipi, ca de obicei, cu lipiciul lichid. Și apoi vom avea nevoie de două croșete. Croșetul numărul 3 cu care voi lucra întreaga lucrare și croșetul numărul 1 cu care voi face ciocul puișorului. Fiind prezentate toate acestea, eu propun să începem să lucrăm. Bineînțeles, nu uităm că avem nevoie de un fir despărțitor care ne va ajuta în lucru. Voi face cercul magic, așa cum știți, iar în interiorul acestuia voi lucra un număr de 6 piciorușe scurte. Veți vedea că este foarte ușor de realizat. 2 3 5 și al 6-lea. Acum vom închide cercul magic. Cu piciorușa alunecat, iar în corespondența fiecărui picioruș scurt vom înmulți. Deci la sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Și avem acum 1, 2, 3, 4, 5, șapte, opt, nouă, zece, unsprezece și 12. Deci avem
12 căciulușe scurte. Acum vom avea nevoie de firul despărțitor, pe care îl vom pune aici la începutul acestui rând și vom continua prin a lucra un picioruș scurt. Lucrez foarte strâns și de aceea greu intră croșetul. Iar în al doilea vom înmulți un picioruș scurt, din nou, iar în următorul vom înmulți. Vom lucra astfel pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestor 18 piciorușe. Am ajuns la capătul acestui rând. După ce am lucrat un picioruș scurt urmat de o mulțire, am obținut un număr de 18 piciorușe scurte, iar acum vom lucra 2 piciorușe scurte. Iar în al treilea vom înmulți. Vom continua din nou cu 2 piciorușe scurte. Iar în al treilea vom înmulți. Și astfel vom lucra pe întreg parcursul acestui rând. Iar la capătul rândului vom avea un număr de 24 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului. După ce am lucrat 2 piciorușe scurte urmate de o mulțire, am obținut un număr de 24 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 3 piciorușe scurte. Iar în al patrulea vom înmulți. Voi lucra din nou 3 piciorușe scurte. Iar în al patrulea voi înmulți. Vom lucra astfel pe întreg parcursul rândului, iar la capătul rândului vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând. După ce am lucrat 3 piciorușe scurte urmate de o mulțire, am obținut un număr de 30 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 5 rânduri de câte 30 de piciorușe scurte. Însă primul rând îl vom lucra în tehnica beclu. Deci vom prinde doar prima parte a ochiului, a piciorușului, vedeți? Și vom lucra întreg rândul în felul acesta. Ați observat modul în care se lucrează, deci luăm doar prima jumătate a ochiului . Deci acesta este primul rând de 30 de piciorușe scurte, așa cum vă spuneam, lucrat în tehnica beclu. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând și apoi vom continua. Am ajuns la capătul acestui rând de 30 de piciorușe scurte după ce am lucrat în tehnica beclu. Acum vom lucra 4 rânduri de câte 30 de piciorușe scurte în mod normal. Deci vom lucra fiecare ochi în mod normal.
pentru de ce am lucrat în tehnica Beclu, pentru a-i da această formă se va ridica în sus lucrarea. Deci continuăm în felul acesta, vom face 4 rânduri de câte 30 de piciorușe scurte, iar noi ne vom întâlni la capătul acestor 4 rânduri și vom continua lucrarea noastră. Am terminat de lucrat cele 4 rânduri de câte 30 de piciorușe scurte, iar acum vom continua în felul următor. Vom face o scădere de 3. Deci voi intra în primul picioruș scurt, voi ține ochiul, firul aici, voi intra în al doilea, îl voi ține din nou pe croșet, apoi în al treilea și le voi închide pe toate împreună. Iar acum voi face 3 ochiuri de lanț, 1, 2, al treilea, și le voi închide aici la baza celui de-al treilea picioruș pe care l-am scăzut. Astfel vom da acea formă de coarjă ruptă, de ou abia crăpat. Acum voi face un picioruș scurt și voi continua din nou cu o scădere. Din nou voi da 1, 2 și al treilea picioruș, le voi închide pe toate împreună, voi face 3 ochiuri de lanț și le voi închide aici la baza celui de-al treilea picioruș pe care l-am scăzut. Un picioruș scurt și uitați-vă modul în care iese. Vom continua în felul acesta pe întreg parcursul rândului, al treilea, le voi închide împreună, 3 ochiuri de lanț, închise la baza celui de-al treilea ochi care l-am scăzut, un picioruș scurt, apoi din nou o scădere de 3, 1, 2, 3, le vom închide împreună, 3 ochiuri de lanț, închise la baza celui de-al treilea picioruș pe care l-am scăzut, un picioruș scurt, vom continua cu scăderile, 1, 2, a treia. Acest rând îl lucrez împreună cu dumneavoastră, în felul acesta veți vedea exact și în momentul în care veți lucra pentru prima dată, știu că poate vi se va părea greu, însă veți vedea că în realitate este mult mai ușor decât vă imaginați. Am făcut o nouă scădere, sper că se vede bine ceea ce lucrez. În cazul în care aveți nedumeriri, în cazul în care aveți vreo problemă, vreo întrebare, nu ezitați să mă contactați, pentru că eu vă voi da răspunsurile pe care le doriți, răspunsurile de care aveți nevoie. 1,
2, 3, voi închide aici la bază, voi face din nou un picioruș scurt, scot firul despărțitor, căci acum nu mai avem nevoie, și voi face din nou, de data aceasta, o scădere simplă de două piciorușe scurte, voi închide, voi face trei ochiuri de lanț, scuzați, și voi închide aici la baza piciorușului care am scăzut. Voi scurta firul, voi închide lucrul și în felul acesta, iată că prima parte a lucrării noastre este gata. Acum voi ascunde firul dedesubt. Dumneavoastră veți face cu acul, eu am făcut cu croșetul. Și uitați-vă că prima parte a lucrării este deja gata. Așa. În felul acesta. Va fi așa. Acum vom trece la partea următoare. Vom face partea de deasupra a oului. Voi face din nou cercul magic în care voi lucra din nou 6 piciorușe scurte. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, voi închide cercul magic. De cu piciorul alunecat. Iar acum, în corespondența fiecărui piciorul scurt, voi dubla. Deci, la sfârșitul rândului, vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. 2, 6, 8, 10, 12. Acum vom pune firul despărțitor, căci avem nevoie de el. Și voi lucra un piciorul scurt. În primul rând, întotdeauna intru mai greu pentru că lucrez strâns. Un piciorul scurt. Nu vrea. Am reușit. Așa. Urmat de o mulțire. Am făcut primul piciorul scurt, acum voi face o mulțire. Din nou, un piciorul scurt, o mulțire.
astfel că la capătul rândului din nou vom ajunge la un număr de 18 piciorușe scurte. Scurt și acum ultima înmulțire. Deci am obținut un număr de 18 piciorușe scurte. Vom continua prin a lucra două piciorușe scurte urmate de o înmulțire și astfel la capătul rândului vom avea un număr de 24 piciorușe scurte. Deci două piciorușe scurte, o înmulțire, două piciorușe scurte, o mulțire și vom continua astfel pentru parcursul rândului, iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am încheiat și acest rând în care am lucrat două piciorușe scurte urmate de o mulțire, iar la sfârșitul rândului am obținut un număr de 24 de piciorușe scurte. Acum vom lucra un nou rând de 24 piciorușe scurte. Deci, fără să mulțim, vom merge înainte cu aceste 24 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am încheiat și acest rând de 24 de piciorușe scurte. Acum vom începe să facem colțișoarele și vom proceda exact ca la cealaltă parte a corjei de ou. Deci facem o scădere de 3. 1, 2, al treilea, le vom închide pe toate împreună, vom face 3 ochiuri de lanț, le vom închide la baza ultimului picioruș pe care l-am scăzut, apoi voi face un picioruș scurt, din nou scădere de 3, 1, 2, 3, voi închide împreună, voi face 3 ochiuri de lanț, le voi închide din nou aici, un ultimul picioruș pe care l-am scăzut, un picioruș scurt, o scădere de 3, trei ochiuri de lanț, voi închide la bază, un picioruș scurt, sper foarte mult că se vede ceea ce fac, o nouă scădere de 3, trei ochiuri de lanț, voi închide aici la bază, un picioruș scurt, o nouă scădere de 3, vom face 3 ochiuri de lanț,
2, 3. Voi închide la baza ultimului picioruș pe care l-am scăzut. Un picioruș scurt. Iar acum voi face ultima scădere. 1, a doua, 2, al treilea. Le închid toate împreună. 3 ochiuri de lanț. Le închid aici, la bază. Și ultimul picioruș scurt. Îl scoate firul despărțitor. Iar aici voi face un picioruș scurt și în același timp vom încheia căpățelul. Vedeți? Este foarte ușor. Cel puțin mie mi se pare ușor. Vom tăia firul și îl vom ascunde. Dumneavoastră puteți să-l ascundeți cu acul dacă doriți. Eu am făcut cu croșetul. Și acesta este căpățelul. Acum vom trece să lucrăm oul propriu-zis, puișorul, să spunem așa, din interiorul oului. Din nou, în cercul magic cu culoarea galbenă, voi lucra un număr de 6 piciorușe scurte. Al șaselea, voi închide cercul magic, voi închide cu piciorul alunecat, iar acum din nou, în corespondența fiecărui picioruș, vom înmulți. Deci la sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. 2, 4, 6, 8, 10 și 12. Acum vom avea nevoie de firul despărțitor pentru că vom lucra un picioruș scurt, un picioruș scurt urmat de o înmulțire. Un picioruș scurt, o mulțire. Un picioruș scurt, o nouă mulțire. Un picioruș scurt, o nouă mulțire. Un picioruș scurt, o mulțire. Un picioruș scurt și o ultimă mulțire. Și astfel am obținut un număr de 18 piciorușe scurte. Acum vom lucra
două rânduri de câte 18 piciorușe scurte, fără să scădem, fără să înmulțim nimic. Deci două rânduri de câte 18 piciorușe. Noi ne întâlnim la sfârșitul acestor două rânduri. Am încheiat și aceste două rânduri de 18 piciorușe scurte. Acum vom continua prin a lucra două piciorușe scurte. Două piciorușe scurte urmate de o înmulțire. Vom continua. Două piciorușe scurte. O înmulțire. Și vom lucra astfel pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 24 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând cu un număr de 24 de piciorușe scurte. După ce am lucrat două piciorușe scurte urmate de o înmulțire, acum voi lucra 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3 și o înmulțire în al patrulea. Apoi voi continua. 1, 2, 3, iar în a patrulea voi face din nou o înmulțire. Vom lucra astfel pe întreg parcursul acestui rând, iar la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. După ce am lucrat 3 piciorușe scurte urmate de o înmulțire, am obținut un număr de 30 de piciorușe scurte pe întreg parcursul acestui rând. Acum vom face 4 rânduri de câte 30 de piciorușe scurte. Deci, pentru 4 rânduri vom lucra în acest mod, fiecare picioruș scurt în parte, fără înmulțiri, iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestor 4 rânduri. Am terminat cele 4 rânduri de câte 30 de piciorușe scurte. Acum vom continua lucrând în felul următor. 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. Apoi vom face o scădere. Scădere ascunsă, prindem doar partea din față a ochiurilor. După care vom face din nou 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3, urmată de o nouă scădere. Și vom lucra astfel pe parcursul întregului rând, iar la capătul rândului vom obține din nou un număr de 24 piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând cu un număr de 24 piciorușe scurte. Am ajuns la capătul acestui rând și după ce am lucrat 3 piciorușe scurte urmate de o scădere, am obținut un număr de 24 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 2 piciorușe scurte. 1, 2 și vom face o scădere. Deci vom prinde doar partea din față a firului. Vom scădea. Vom lucra astfel pe întreg parcursul rândului, iar la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte.
a doua scădere cu atenție. Dacă lucrăm strâns, ne este un pic mai greu să prindem partea din față. Și eu de obicei lucrez strâns. De asta uneori îmi ia mai mult timp să pot prinde firul, însă și lucrul în momentul în care este un pic mai strâns este mult mai mai bine lucrat, pentru că nu se va vedea umplutura. Deci vom continua astfel și ne vom întâlni la capătul rândului, unde, așa cum vă spuneam, vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. Am ajuns la capătul rândului. După ce am lucrat două piciorușe scurte urmate de o scădere, acum vom lucra un picioruș scurt și o scădere. Un picioruș scurt urmat de o nouă scădere. Astfel că la capătul rândului vom obține un număr de 12 piciorușe scurte. Ne vom întâlni la capătul acestui rând. După ce am lucrat un picioruș scurt urmat de o scădere, am obținut un număr de 12 piciorușe scurte, iar acum vom umple puișorul. Îi spunem puișor pentru că are aspectul unui puișor care abia iese din ou. Știți cu toate metoda umplerii jucăriilor amigurumi, lucrărilor amigurumi. Vom împinge întotdeauna melana din mijloc înspre margini pentru a umple toate golurile. Acum știu că doamnele care lucrează de mult timp cunosc toate aceste trucuri, însă, așa cum spuneam, acum mă adresez doamnelor nou începătoare și de aceea fac prezent și acest detaliu. Vedea să fie bine umplut. Mai punem un pic, foarte puțin. Voi ține întotdeauna acest fir în modul în care să nu ne încurce în momentul în care introducem melana. Pentru cine nu știe încă melană, putem să ne procurăm în următorul mod. Cumpărăm o pernă de la magazin, o pernă care este plină cu melană, iar umplutura acesteia o vom folosi la jucăriile noastre, pentru că se poate umple și cu vat, însă vatul este mult mai scump. Eu prefer întotdeauna această metodă, care este mult mai avantajoasă și nu costă atât de mult. Așa. Acum am umplut puișorul și pasul următor va fi acela de a face un număr de 6 scăderi una după cealaltă. În felul acesta vom ajunge la sfârșitul lucrării.
Iar acum vom face ultima scădere. A șasea. Și după care vom tăia firul. Vom închide lucrarea. Voi strânge aici. Eu voi închide totul cu croșetul. Dumneavoastră, dacă doriți, puteți să închideți cu acul. Va fi mult mai ușor pentru dumneavoastră. Eu, așa cum știți, lucrările pentru care fac tutoriale le fac în mod demonstrativ, în modul ca dumneavoastră să puteți învăța. Uitați-vă că am terminat. Acum voi ascunde firul. Felul acesta, uitați-vă că puișorul din ou este gata. Voi tăia firul, voi scurta toate aceste capete de fire, le punem deoparte pentru că vom avea nevoie de ele la umplerea jucăriilor noastre. Uitați-vă. Felul acesta. Acum, ceea ce urmează să facem este să lucrăm ciocul și să lipim ochișorii. Mai întâi vom lucra ciocul. Cum vă spuneam, folosesc un croșet numărul 1 cu firul roșu de macrame. Voi intra aici la... Deci număr 1, 2, 3, 4, 5, în al șaselea rând, voi pune firul de macrame în două, în felul acesta. Și îl voi scoate pe partea aceasta. Voi face un picioruș scurt, normal. Așa. Voi trage bine acest capăt de fir. Apoi, în corespondența acelui ași picioruș, voi face un picioruș dublu. Vedeți, voi intra exact în același loc. Un picioruș dublu, al doilea, în corespondența aceluiași picioruș. Deci nu ne deplasăm, rămânem în piciorușul în care am început. Și acum, după ce am lucrat aceste două piciorușe scurte, din nou în corespondența aceluiași picioruș, voi face un picioruș scurt, voi scurta firul și voi închide. Acesta este modul în care am făcut cioculețul. Acum voi ascunde aceste fire. Vedeți? O să le prind pe amândouă deodată, căci îmi va fi mult mai ușor. Voi intra cu un ochi de desubt, de sub
locul unde am făcut ciuculețul. A rămas un fir, îl voi scoate și pe acesta. Aceasta este partea cea mai delicată, să spunem așa, din lucrarea noastră. Ciuculețul, pentru că puișorul este micuț și avem nevoie de un pic de răbdare, însă veți vedea că rezultatul final merită. Așa. Voi trage bine, voi scurta firele, voi trage un pic la mine și le voi tăia astfel că vor rămâne în interior. Vedeți că nici nu se cunoaște unde le-am atașat. Acum vom pune ochișorii. Eu folosesc acești ochișori, cei mai mici, pe care îi găsim în comerț. Voi folosi lipiciul lichid pentru a-i pune. Aplic un pic de lipici lichid aici pe spatele ochișorului și îl voi lipi un pic lateral pe cioculeț, vedeți? În felul următor voi face și următorul ochișor. Uitați-vă ce drăgălaș este. Vedeți? Așa. Acum putem spune că lucrarea noastră este aproape gata. Voi lua un pic de melană, puțină melană, pe care o voi pune aici, pe fundul corjii de ou, după cum vedeți. Voi pune deasupra puișorul în felul acesta, iar apoi, după ce am ascuns firele de la cățuliță, de la partea de deasupra corzii de ou, vom căuta modul în care îi va sta cel mai bine în felul acesta, cred. Așa. Voi pune un pic de lipiciul lichid pe atașa aici unde am tăiat firul, un pic pe spate, așa, pentru că va veni lipit. Și îl voi atașa. Și văzut aici pe spate, l-am lipit exact de partea de jos a corzii și ținem un pic apăsat să se lipească. În felul acesta am creat acest frumos puișor
care sper să vă placă. Sper să îl lucrați, sper să îl încercați. Este foarte ușor de realizat, după cum ați văzut. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Cine nu s-a abonat încă, vă rog foarte mult să vă abonați pe canalul de YouTube Tatiana Andrieș. Vă rog foarte mult să lăsați un comentariu la lucrările mele. Dacă vă place ceea ce fac, să dați like, să dați share, să distribuiți. Așa cum spuneam în comentariile dumneavoastră, dacă aveți nedumeriri, aveți anumite întrebări, puteți să mi le puneți, eu voi răspunde la fiecare. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă aștept din nou alături de mine și noi ne vom întâlni cât de curând. Vă doresc în continuare o după-amiază plăcută, o seară frumoasă tuturor. Sunt Tatiana Andrieș și vă spun din nou la revedere!